De aici reflectă părul verde, zici că l-ai verde. De la cactus. De la cactus vezi totul verde. Te-ar prinde verde. Dar ți-ai mai făcut toată. Ce bine. Continuăm traseul. Mergem spre Valea de los Machos. Valea Greilor. Valea Greilor, unde sunt toți oamenii macho. Care ești, mă, macho? Băi, dar ce frumos. Au pus și pietre pe lângă cactus. Ar trebui să punem și niște pietre, să continuăm traseul, știi? Da, ar trebui. Mai vine el să mi-apun câteva pietre. Ce minunăție! In the middle of nowhere. Ora 1, o căldură inimaginabilă. Valea oamenilor macho. Ce mai vechi. Să mâncăm niște fructe. Știați că roșia e un fruct? Dacă nu, dați un Google search. Trecem printre toți grei. Grei din Valea Macho. Uite cum stau pe dreapta. Toți macho. Pasăre. Cuib. Pui. Fost pistolari, pitici. Aceștia sunt macho. Machomeni. Machomeni. Macho stones. Wow, ce călume arată. Am ajuns pe altă planetă. Planeta roșie. O fi Marte? Na, bine ați venit în sufragerie. Scoate brânza, roșiile și ai pe ei. Cât de bine. Sfatul bătrânesc cu maciomeni. Se poate merge pe cal în zona asta. Tururi cu calul. Am mai avansat, suntem la 3055 de metri. Aer curat și păsări. În față, sus, acolo. De la cactus.
Nu suntem în Arizona, suntem în Bolivia, în Tupiza, care are un loc impresionant lângă. Pe net scrie că e un traseu de 6 ore dus întors. Noi am ajuns foarte repede, chiar cu stat, cu făcut fotografii, pus drona, mâncat, am ajuns în mai puțin de 2 ore. Măsuse cu scaun, cineva și-a dedicat timp să facă așa ceva, sau poate chiar guvernul. Cineva a făcut și grătar. S-o foc. Wow, ce frumos! Bienvenidos! Stăm puțin la umbră, înainte să îi dăm finalul. Hai, puțin la umbră. Sau sunt înțelepeci? Nu sunt. Canionul! Del Inca, canionul incașilor în fața noastră. Vedem ce mai scrie. Distanță 7 km. La 3268 metri. Nu există niciun semn, dar ne putem da seama pe unde e drum. Se urcă, se urcă. Canionul del Inca, canionul incașilor. Era să-mi rup sandaua. Da, am să perug lui la mine, nu-i panică. Thank you.
Hai. Roșile? Roșile. Asta aici. Papucii rezistă. Să găsim un loc. Să avansăm. Acolo? Adică ăsta e capătul canionului. Acolo. Asta e capătul. Wow, ce bine. Wow, ce rece. Ce ascunzi acolo, punga cu roșii? Punga cu am avut parte de o vreme superbă, a venit norii puțin. La fix, când era căldura cea mai mare. Ce de saut? Această parte este făcută din trunchiuri de cactus. In the middle of nowhere găsești o baie. Funcționară. Pentru Beneș. Pentru Beneș există și tur. Au venit 10 italieni cu lăzi de bere, cu mare fieston. I-a lăsat fix la intrare și de la intrare mai mergi tu. 400 de metri, maxim.
traseu terminat. Balnearius, pa! Am fost la Porta del Diablo, Baie de los Machos, Canionul de Linca. Dar uitați câte alte minunății se mai ascund prin zona. Dacă stați mai multe zile, traseu terminat. Vine ploaia. Ne-a prins mare ploaie. Loc de adăpost. Baia la intrare, bună idee. Nu ne-am cumpărat o casă, dragi prieteni, doar ne adăpostim de ploaie. Living-ul, aici poate vine o bucătărie și un dormitor. Unde baia, la intrare? Bună idee, mică. Să aici poate fi o bucătărie și living și două dormitoare mici. Poți să ai o casă de genul ăsta și la intrare un pom de coca.